Privațiunea de libertate pe viață. Aceasta este pedeapsa pentru Poleanicov Boris din orașul Glodeni, care la data de 12 octombrie anul trecut a violat-o pe Ioana Codrean, fetița de numai 2 ani, lăsată în grija concubinei inculpatului. La 12 octombrie 2010, atât raionul Glodeni cât și întreaga țară au fost zguduite de violul unei micuțe de numai 2 ani. Iar la 1 martie, judecătoria Glodeni a stabilit inculpatului pedeapsa maximă, detențiune pe viață. În cadrul examinării cauzei instanță de judecată s-a ajuns la concluzie, instanța de judecată în componența 3 judecători, complet judecată, a ajuns la concluzie că Poleanicov Boris este culpabil de comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 171 alineatul 3 litera a și b, adică violul comis în privința unei persoane cu vârsta de până la 14 ani și în privința unei persoane aflată în grijă sub ocrotirea persoanei care făptuitorul. În baza sentinței de judecată, acestuia a fost aplicată o pedeapsă de detențiune pe viață, fapt care este foarte rar, în momentul actual, în instanță judecată, ca o instanță de judecată, să aplice asemenea pedeapsă. Practic, a aplicat cea mai mare pedeapsă stabilită de către codul penal. Sentința de judecată a decurs într-un complet de 3 judecători care au stabilit unanim sentința pronunțată. Vasile Nogai, judecătorul conducător al cazului, a declarat că hotărârea a fost luată din cauza gravității cazului. Am ajuns la această concluzie deoarece inculpatul a comis o infracțiune excepțional de gravă, care această faptă lui a scudit întreaga societate, întreaga societate din Republică. Mai mult ca atât, această infracțiune până la momentul de față în Republica noastră nu se cunoaște astfel de precedent, nu au fost comise astfel de infracțiuni. La momentul de față, Ioana Codrean, fetița de numai 2 ani, se află în grija statului stabilită într-un centru de plasament pentru copiii din orașul Bălți. Mama acesteia, Cristina Codrean, a fost decăzută din drepturile părintești. Ținem să menționăm că aceasta din urmă a mai dat naștere recent unui băiețel pe care l-a abandonat la oficiul medicilor de familie a satului Dușmani. Deana Zăporojan, Sergiu Muliar, pentru știri.